Mark Twain Un iancheu la curtea lui Arthur Continuare Capitolul 4 Sir Dinadan cel Hâtru Mie unu, mi s-a părut că minciunile acelea gogonate cu viz arhaic fusese povestite cât se poate mai simplu și mai frumos. E drept că auzisem o singură dată povestea lui Merlin și asta joacă un mare rol fără îndoială că le plăcuse și celorlalți când pusese nonouță. Hâtrul de Sir din Alan fu primul care se trezi și curând îi sculă și pe ceilalți cu o farsă care dovedi destul prosgust. gust. Legă câteva când de de coada unui câine și dă drumul, iar câinele, înnebunit de groază, se învârti prin sală cu toată haita urlând după el. Potăile loveau și trândeau tot ce le ieșea în cale, făcând un balamuc de toată legea. Se iscă o zarvă și un tărăboi de spărgeau urechile și toți cei de față râseră până le dădure lacrimile, iar unii căzură de pe jilțuri și se tăvăliră pe jos, nemai putând de încântare. Erau ai doma unor copii. Săr din Adan se simțea atât de mândru de această ispravă încât nu se putea stăpâni de a nu repeta într -una până la nesați cum îi trecuse prin cap ideea aceasta nemuritoare. Și, așa cum se întâmplă cu toți umoriștii de soiul său, el nu-și contenea râsul nici după ce lumea cealaltă se potolise de mult. Era atât de înfierbântat încât se hotărâ să țină un discurs, firește un discurs umoristic. Cred că în viața mea n-am auzit atâtea glume vechi și răsuflate cârpite la oaltă. Era mai rău decât măscăricii, mai rău decât clovnii de la circ. Mi se părea groaznic de trist să stau acolo cu 1300 de ani înainte de a mă fi născut și să ascult iar aceleași biete glume uscate și mâncate de fier care mă scuteau din sărite când eram copil cu 1300 de ani mai târziu. Asta mai că m-a convins că e o adevărată minune să faci o glume nouă. Toată lumea râdea de vechiturile acelea, dar așa face toată lumea și am remarcat-o cu veacuri mai târziu. Bineînțeles că hulitorul, adică pajul, nu râdea. Nu, el le lua în bat jocură căci nu avea nimic sfânt într-însul. Îmi spuse că majoritatea glumelor lui Săr din Adan erau putrede, iar restul împietrite. Îi răspunsei că împietrite merge. Fiindcă socoteam și eu că singura metodă potrivită pentru a clasifica vârstele impunătoare ale câtorva din glumele acelea era să le orânduiești pe ere geologice. Ideea aceasta nu trezi însă niciun ecou în mintea băiatului, fiindcă geologia nu fusese încă inventată. Totuși, i-am ținut minte remarca și am plănuit să ridic întreaga societate la un nivel de cultură cât mai înalt, dacă voi reuși să o scot eu însumi la capăt. N-are rost să arunc la gunoi bunătate de marfă, numai fiindcă piața nu-i coaptă pentru ea. Apoi, Sir Kay se ridică și puse în mișcare mașinăriile morii sale de povești, întrebând mă drept combustibil. Sosise momentul să fiu serios și am fost la înălțime. Sir Kay cum m-a întâlnit într-o țară îndepărtată, locuită de niște barbari care purtau cu toții veșminte caragioase ca și mine, veșminte vrăjite, de orice lovitură dată de vreo mână omenească. El însă nimicise puterea vrăjii cu ajutorul unei rugăciuni, îi ucise pe cei 13 cavaleri ai mei după o bătălie de trei ceasuri și mă luase prizonier cruțând în viața pentru ca asemenea băzdăganie să fie expusă spre minunarea și admirația regelui și a curții. Vorbind despre mine tot timpul, întrebuința tot felul de expresii, dintre care cele mai palide erau, acest uriaș uimitor, acest înfricoșător monstru ce atinge cerul cu capul și acest căpcăun cu colți și gheare, mâncător de oameni. Ei, ce să vezi, toată lumea înghițea cu goșile astea cu cea mai mare naivitate. Nu zâmbea deloc și nimeni nu părea să observe că persoana mea nu prea se potrivea cu rapoartele acelea umflate. Mai spunea Sărchei cum, căutând să scap de dânsul, am țâșnit dintr-un șanț drept în vârful unui copac înalt de 200 de coți, iar el Mă doboruse cu un bolovan cât o vacă, care îmi fărâmase mai toate oasele, și apoi mă pusese să jur că mă voi înfățișa la curtea regelui Arthur pentru judecată. În încheiere mă condamnă la moarte, urmând să fiu executat în după amiaza zilei de 21, și îi păsa atât de mult de soarta mea, încât se opri din căscat înainte de a fi hotărât data. În momentele acelea mă găseam într-un hal fără de hal. E drept, nu prea eram stăpân cu totul pe facultățile mele mentale, ca să pot urmări polemica iscată asupra chipului în care era preferabil să fiu executat, deoarece unii se îndoiau că aș putea fi ucis din pricina hainelor mele vrăjite. Și totuși, nu purtam decât un costum ca oricare altul, cumpărat cu 15 dolari, la un magazin de haine gata. Eram însă destul de grijuliu ca să nu-mi fi scăpat un anumit amănunt. Mă refer la termenii pe care îi folosea în cel mai firesc mod această farnică adunare alcătuită din înaltele doamne și simandicoșii și ai țării și care ar fi făcut să roșească până și pe o piele roșii din, din tribul comanșilor. Nedelicatețea ar fi un epitet prea slab pentru ceea ce vreau să spun eu. Și vă rog să mă credeți că citisem și eu Tom Jones și Roderick Random, precum și alte cărți de soiul ăsta și știam bine că cele mai de seamă doamne și cei mai de frunte gentlemen din Anglia nu rămăseseră cu mult mai prejos și chiar deloc în privința decenței vocabularului, precum nici în privința morafurilor și a atitudinii pe care le trăda o asemenea vorbire chiar până acum 100 de ani. Ba, încă până în secolul nostru al XIX-lea, în care, la drept vorbind, S-ar putea spune că și-au făcut apariția primele mostre de adevărate lady și adevărați gentlemen ce se puteau descoperi în istoria engleză sau europeană. Ia închipuiți-vă cum ar fi dacă Walter Scott, în loc să pună el dialogurile în gura personajelor sale, le-ar fi îngăduit să vorbească după placul lor. În acest caz, Rebecca și Ivanhoe și duiasa Lady Rowena ar fi avut conversații care l-ar face pe orice vagabond din zilele noastre să se simtă prost. În orice caz, pentru cei care sunt în mod inconștient, indelicați și grosolani, toate lucrurile sunt delicate. Supușii regelui Arthur nu-și dădeau seama că sunt indecenti și am avut destulă prezență de spirit ca să nu le atrag atenția. Vieții de ei se frământau atâta din pricina hainelor mele vrăjite, încât răsuflară grozav de ușurați când, în cele din urmă, bătrânul Merlin înlătură cu o remarcă de bun simț obstacolul de care se potigniseră. El îi întrebă de ce au capete atât de sec și nu le trece prin minte să mă despoaie. Într-o clipă am fost gol pușcă Ei, Doamne, Doamne, când te gândești că eram singura persoană din sală care nu se simțea în largul ei. Mă comentau toți cu o nepăsare de parcă și fost o varsă. Regina Guinivir îmi arătă un interes la fel de naiv ca și ceilalți și spuse că în viața ei nu mai văzuse picioare ca ale mele. A fost singurul compliment pe care l-am căpătat. Dacă era cumva un compliment. În cele din urmă, eu am fost transportat într-o direcție, iar primejdioasele de mele haine în alta. Am fost zvârlit într-o celulă strâmtă și întunecoasă, având drept cină câteva rămășițe ca vai de lume, trecul cuș, niște paie umede, iar drept o vărășie, o puzerie de șobolani. Capitolul 5 O bună inspirație. Eram atât de obosit, încât nici măcar frica n-a fost în sare să mă țină treaz multă vreme. Când am venit iarăși la realitate, mi s-a părut că dormisem o veșnicie și cel din tâi gând mi-a fost Ei, ce vis uimitor am avut! Cred că m-am trezit tocmai la vreme ca să scap de spânzurătoare, ori de nec, ori de ardere pe rug, ori de ceva din felul ăsta. Oi, mai trag un cui de somn până ce sună sirena și pe urmă mă duc la fabrică și mă răfuiesc cu Hercule. Dar în clipa aceea se auzi muzica scârțâitoare a unor lanțuri și zăvoare ruginite, o lumină fulgeră în ochi și fluturile acela de Clarence îmbrăsări în față. De mirare, căscai o gură cât o șură și aproape că mi se tăie răsuflarea. Ce?" strigă eu. Tot în fața mea te afli. Ia care te de aici cu vis cu tot. Marș odată." Dar Clarence se mulțumi să râdă în felul lui ușuratic începând să-și bată joc de starea mea jalnică. Foarte bine, răspunse eu resemnat. Lasă se desfășoare visul mai departe. N-am nicio grabă. Nu-ți fie cu bănat. Care vis? Care vis? Hm. Visul că mă aflu acum la curtea regelui Arthur, un individ care nici n-a existat, și că vorbesc cu tine, care ești doar rodul închipuirii. Ian te uită zău așa, și tot visia asta că mâine vei fi ars pe rug? Ho, 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 amuțit ai! Lovitura primită mă dărâmă de tot. Începui să-mi dau seama că mă găseam într-o situație cât se poate de gravă, fie că era vis sau nu, căci știam din experiență ce tărie de viață capătă visele. Știam că a fi ars pe rug, chiar în vis, nu-i deloc de glumă, pa, e ceva care trebuie înlăturat prin orice mijloc. Așa că îl rugai cu glas plângăreț. Ah, Clarence, băiatule, singurul meu prieten, fiindcă mi-ești prieten, nu-i așa? Nu mă lăsa pierzaniei. Ajută-mă să născocesc vreo cale ca să scap de aici. He, he, he să hălăduiești? Dar bine, omule, dinzile și tainițele temniței, toate fără osebire, sub strașnică pază și priveghere a străjilor sunt. Firește, firește, dar câți stași sunt, Clarence? nu spre mult sper. Câtă frunză și iarbă! Nu iaste nicio nădejde de hălăduință! Dă cu o clipă și adăugă cu glas șovelnic. Dar mai sunt și alte temeiuri, mai vârtoase, care le stau împotrivă. Altele? Care anume? E, zice-se, dar nu spre legea mea. Zău că nu cutezi. De ce, sărmani flăcăuași? ce e cu tine? Ce tot tresare așa? De ce tremuri? Mare, drept ți spun. Cu vine -se și inima îmi dăghe să zic, dar... Haide, haide, curaj, fii bărbat, dă drumul. Doar ești un băiat cu scaunul la cap. Șovăii, sfâșiat între teamă și dorință de a vorbi, apoi se duse tiptil până la ușă și aruncă o ochire afară, trăgând cu urechea. În cele din urmă se strecură iar lângă mine și șopti la ureche niște vești îngrozitoare. Le spuse cu toată neliniștea și chinurile unui om care s-a aventurat pe un teren primejdios, vorbind despre lucruri a căror simplă pomenire iar aduce moartea. Urzita Merlin, în răutatea lui, o făcătură în jurul acestei temniți și nimeni din tot regatul nu-i atât de nesăbuit să încerce a trece cu tine alături pragul ei. Ai, vă mă împază Dumnezeu, ți-am destăinuit totul. Vădește-ți milostivirea către neajutoratul de mine. îndură de un biet flăcău care le bine de vrea și înspre aceasta se îndeamnă. Căci de mă vedeam în vileag piezanii cele fără de în hărăzit sunt. Îți bucni într-un hoho de râs, singurul într-adevăr înviorător, pe care l-a de multă vreme și îi strigai. Merlin a urzit o vrajă? La naiba cu el! hârbul și șarlatanul acela care nu face nici cât o ceapă degerată? gerată? Măgarul ăla bătrân și palavraciu? Palavre și numai palavre, cele mai sfântate palavre din lume. Păi, cum am să cred eu în superstiția asta, cea mai idioată dintre toate superstițiile acestea, copilărești, idioate, nătânci, fără noi, mă, care vreodată? Dă-l dracului pe Merlin dar Claren se aruncase la picioarele mele înainte ca să fi sfârșit cu toate complimentele acestea și, de spaimă, era cât pe ce să-și iasă din minți. O, oh, ia seamă! Grăit ai cuvinte purtătoare de grea urgie! Năpristan, zidurile se vor prăbăli asupra ne dacă rostești asemenea furisenii! Te să zici ceea ce ai zis până mai iaste vreme! Spectacolul acesta năstrușnic îmi dădu o idee bună și apoi mă puse pe gânduri. Dacă toți cei de acolo erau la fel de speriați de pretinsa vrăjitorie lui Merlin, în același mod sincer și cinstit ca și Clarence, fără îndoială că un om superior ca mine trebuia numai decât să găsească o șmecherie ca să tragă folos de pe urma acestei stări de lucruri. Am chipzuit mai departe și am chitit un plan. Apoi am zis. Hai, ridică-te, vino în fire. Privește-mă drept în ochi. Știi de ce am râs?" Nu, dar în numele preacuroatei noastre fecioare făcătoare de minuni nu mai râde. Că numai răs nu mai de râs nu-i Ei, o să-ți spun de ce am râs. Fiindcă eu însumi sunt frășitor. Domnia ta? Băiatul făcu un pas în și și-a ținut răsuflarea, căci destăinuirea mea îl rovea cam pe neașteptate. Dar... Din atitudinea lui se vedea că deodată căpătase un foarte, foarte mare respect. Reținui numai faptul care îți arăta că șarlatanii n-aveau nevoie de nicio reputație în ospiciul acela, oamenii erau gata să-i creadă doar pe cuvânt. Continuai. Îl cunosc pe Merlin de șapte sute de ani. Și el? Șapte? Nu mă întrerupe. A murit și a înviat de 13 ori și de fiecare dată a colindat lumea sub alt nume. Smith, Jones, Robinson, Jackson, Peters, Haskins... Merlin, luându-și un nou pseudonim ori de câte ori iese iar la iveală. L-am cunoscut în Egipt acum 300 de ani, în India acum 500 de ani. Îmi dă mereu târcoale oriunde mă duc și mă sâtâie. Nu prea face parale ca vrăjitor. Cunoaște câteva trucuri vechi și răsuflate, dar n-a trecut niciodată de alfabetul meseriei și nici nu o să fie în stare să treacă. E destul de bun pentru provincie, o singură și unică reprezentație și așa mai departe. Știi? Dar, dragă Doamne, n-ar trebui tocmai el să se dea drept expert. În orice caz, nu când dă peste un artist adevărat ca mine. Acum, uite ce e Clarence. O să rămân prieten cu tine până la capăt. În schimb, trebuie să-mi te arăți și tu, prieten. Vreau să-mi faci un serviciu, anume să duci vorba regelui că și eu sunt răjitor ba încă înaltul af suprem, regele trucurilor și șeful tribului în chestii de-al de astea. Vreau să intre bine în cap că o să-i aranjez în liniște. Chiar de aici, o mică nenorocire. Știi, una care o să le facă părumăciucă tuturor oamenilor de prin părțile voastre. Dacă hotărârea lui Sărchei va fi îndeplinită și mi se va cășuna vreun rău. Ești bun să-i spui asta regelui, ca din partea mea. Vietul Paj era într-un hal de plâns și de-abia mai putea răspunde. Ce jalnic e să vezi o ființă atât de terorizată, afanistă și descurajată. Băiatul îmi în făgăduie însă tot ce-i cerusem și mă făcu și pe mine să-i făgăduiesc, nu odată, ci de câteva ori, că o să rămânem prieteni și nu o să-i fac niciun rău cu vrăjile mele. Apoi ieși din celulă, orbecăind ca un prăpădit. Pe dată mă fulgeră un alt gând. Cât de nesocotit fusesem! Când băiatul o să-și mai vină în fire, desigur o să se mire de ce un mare vrăjitor ca mine e silit să-i cerșească ajutorul ca să iasă din temniță. O să vadă limpede ca bună ziua, că sunt un șarlatan. Mă zvârcolii vrunceați din pricina acestei vorboațe și mi-aruncai tot felul de ocări. Dar, pe urmă, îmi veni brusc ideea că animalele acelea nu judecau, că niciodată nu legau un fapt de altul și toate convorbirile lor dovedeau că nu observă o absurditate nici când le sare în ochi. Abia atunci mă liniștii. Dar pe lumea asta, tocmai când omul e mai liniștit, taman atunci îi se întâmplă una boacănă. Am zis ei că făcusem încă o borobață, anume că îl primisesem pe băiat să alarmeze pe mai marii lui cu amenințare din partea mea. Le va spune desigur că am intenția de a născoci vreo nenorocire, așa cum mi se va năsări. Numai că oamenii care sunt oricând gata, va chiar dornici și nerăbdători să înghită minuni, Tocmai ei te așteaptă cu nesat să te vadă înfăptuindu-le. Și acum, închipuiți-vă că mă cheamă să le dau vreo mostră. Sau îmi cer să le spun ce fel de nenorocire aveam sabat asupra lor. Da, făcusem o gafă. Mai întâi trebuia să fii născocit nenorocirea și apoi să fi anunțat. Ce mă fac? Îmi ziceam eu. Ce să le spun ca să câștig puțin timp? Iar mă frământam. Eram cât se poate de neliniștit. Se aud pași. Vin. Dacă mi-ar lăsa măcar o clipă de gândire, strașnic, am găsit, am scăpat din strâmtoare. Vedeți, era vorba de eclipsă. Ne-am amintit cât ai bate din palme, cum Columb sau Cortez sau vreunul din aceștia, mizase odată totul pe o eclipsă și asta cu niște sălbatici. Mi-am întrezărit șansa zicându-mi că și eu pot face acum aceeași manevră. Și nici n-ar fi fost un plagiat, fiindcă ideea îmi venise cu aproape o mie de ani înaintea oricăruia dintre ei. Clarence intră în celulă, fier și prăpătit, zicându -mi. Fără zăbavă, vestită în premăria sa, căi aduc de știre din partea și pe loc m-a chemat în fața sa. Până în măduva oaselor înfricoșându-se de știre, s-a speriat, și a cugetat a da poruncă să fii slobozit aciși și să fii îmbrăcat în veșminte alese și găzduit cu cinstea cuvenită unui om atât de puternic. Dar a venit a Merlin și a răsturnat totul. Înduplecând pe măria sa, a crede că ești nebun, au nu știi ce vorbești. Zis a Merlin că amenințarea ta este doar de șertăciune și vorbă în vânt. Au stat la mare voierea, sfădindu-se. Dar, împreună, urmă, Merlin l-a întrebat în bat al luminăției tale au de ce nu dă în vileag primejdia care ne pândește? Nu o dă pentru că nu este vrednic a o săvârși. Vorbele acestea au închis pe neașteptate gura măriei sale, care le nu s-a priceput a le spulbera. Deci, mai mult în silă și cu mâhniciunea în suflet că te-ar putea jigni, te roagă să-i înțelegi păsul și să-l scozi din nevoi, destăinuindu-i despre ce pacoste să să-i aveste, dacă ai hotărât cumva felul și ceasul în care se va arăta. Ah, rog de nu mai zăbofi. Într-un asemenea ceas, zăbava înseamnă a ți îndoi și întrei primejdiile care te împresoară. Ah, fi mai de treabă la voroavă și zice prăpăd nepădnește. Lăsai să stăruie tăcerea până ce-mi găsi un ton mai impunător și apoi zisei. De câtă vreme zacă închis în vizuina asta? Fost ai îndemnițat când ziua de ieri se mistuise de istob. Acum sunt nouă ceasuri dimineața. Nu zău va să zic că am dormit în lege. Acum e nouă dimineață. Mai să fie. După lumină, ai putea jura că e miezul nopții. Va să zic că suntem în ziua de 20. Da, în ziua de 20. Și urmează să fiu ars de viu chiar mâine. Băiatul se înfioră. La ce oră? La miezi. Atunci îți voi spune ce să revestești. Păpui pauză pres de un minut într-o tăcere înfiorătoare și mă aplecai asupra flăcăuașului care se chircise de teamă. Apoi, cu un glas profund măsurat, încărcat de negre pe vestiri, începui o tiradă, anjungând printr-o gradație dramatică până la unul dintre cele mai culminante efecte pe care le-am dobândit în viața mea. Și asta în chipul cel mai nobil și mai sublim. Întoarce-te și spunei i regelui că la ceasul statornicit îi voi învălui întreg pământul în bezna neagră a miezului nopții. Voi șterge soarele de pe cer și în vecii vecilor nu va mai străluci. Roadele pământului vor putrezi lipsite de lumină și căldură, iar noroadele pământului se vor stinge de foamete, pierind până la ultimul om. A trebuit să-l car pe băiat afară că le și nase și era mai mult mort decât fiul. Așa l-am înmânat oștenilor și m-am întors în celulă. Capitolul 4. Eclipsa de soare Din nou în tăcere și la întuneric, am priceput pe îndelete ceea ce mi se spusese, căci una e să auzi un lucru și alta e să-l simți pe pielea ta. Abia atunci lucrul se umflă și capătă relief. E tocmai ca și deosebirea dintre a auzi că un om a fost înjunghiat în inimă și a vedea crimă, în tăcere și prin beznă, cunoașterea faptului că mă aflam într-o primejdie de moarte, căpătă treptat un înțeles mai adânc. Încetul cu încetul începusem să mă dumiresc și asta mi îngheța sângele în vine. O binecuvântată prevedere a naturii face însă ca, tocmai în asemenea momente, de îndată ce temperatura ți s-a coborât până la un anumit grad, să se petreacă în tine o schimbare și, cum necum, să mai prinzi ceva curaj. Speranța îți mijește și odată cu ea voi o și ea. Și iar te simți pe picioare, gata să acționezi, dacă, bineînțeles, mai este ceva de făcut. Mie unul mi-a revenit brusc piuitul. Mi-am zis că eclipsa este salvare sigură și, pe deasupra, va face din mine cel mai însemnat om din regat. Pe loc, argintul viu mi s-a urcat până la capătul termometrului și îngrijorările mi s-au risipit cu totul. Mă simțeam cel mai fericit om din lume. Așteptam chiar cu nerăbdare ziua următoare, atât de dornic eram să culeg roadele Marelui Triunf și să fiu ținut a și venerării întregii națiuni. Pe lângă asta, în ce privește afacerile, știam că mi-a pus Dumnezeu mâna în cap. Până atunci, totuși, îmi mai rămânea o grijă pe care trebuia să o alung din minte. Eram aproape convins că oamenii aceia superstițioși, aflând de nenorocirea ce le-o propusesem, vor fi atât de îngroziți încât vor voi cu orice preț să cadă la învoială. Așa că, nu mult după aceea, când am auzit niște pași apropiindu-se, gândul acesta mi-a revenit și mi-am zis. Cu siguranță vor să cadă la învoială. Ei, eh, dacă îi târg bun, foarte bine primesc. Dar dacă nu, mă țin tare pe poziție și îmi joc carta până la capăt. Într-adevăr, ușa se deschise și se iviră câțiva oșteni. Căpetenia lor zise. Rugul e gata. Poftim. Rugul, Deodată mi-a pierit piuitul și aproape am căzut la pământ. În asemenea împrejurării e greu să-ți mai cape răsuflarea, căci te apucă horcăitul și simți la nuduri în gât, dar de îndată ce am fost în sare să vorbesc chiar și am îngăimat. Dar e o greșeală, execuția e fixată pe mâine. Acum alta ia aste porunca, hotărâtul sa să fie cu o zi mai devreme. Nu mai zăboviți. Mă vedeam pierdut. De nicăieri nu mai putea veni niciun ajutor. Eram muluit. Nu-mi stăpâneam mișcările, mă vânzoleam fără rost ca scos din minți. Așa că soldații au pus mâna pe mine și m-au dărât afară din celulă printr-un labirint de coridoare subterane și, în cele din urmă, m-au adus la lumina necruțătoare a zilei și a lumii de la suprafață. Când am pășit în curtea vastă și împrejmuită cu zidurile castelului, am simțit un cuțit în inimă, căci mi-a sărit imediat în ochi rugul care se afla Trept în mijloc, lângă el, un morman de butuci și un călugăr. Toate patru laturile curții, mulțimea era așezată în rânduri ce se înălțau în terese înclinate, bătând în tot felul de culori. Regele și regina așeteau pe tron și, firește, că erau cei mai la vedeală. Nu mi-a trebuit mai mult de o clipă ca să observ toate amănuntele. În clipa următoare, Clarence se strecură la lumină prin cine știe ce ascunzătoare și îmi turnă în urechi niște vești. Cu ochii strălucitori de triumf și de bucurie îmi zise. Eu am făcut să se schimbe sorocul caznei. Și nu mai ușor n-a fost. Destăinuindu-le cu o sârtie ce prepăt le stă înainte și văzând groaza precinuită de vestea mea, am înțeles că a sosit ceasul de a izbi. Deci am viclenit pre-unul și pre altul zicând că puterea ți împotriva soarelui nu ia astea de plină până mâine și de vor să scape soarele și lumea, ți se cade să fii ucis azi, când vrăjile domnii tale abia se urze și n-au încă putere. Ce toți dracii din iad, neadevăr era basnă neprecepută, ce numai să-i fi văzut cum au înghițit-o în spaima lor nemăsurată, de parcă ar fi fost mântuire pogurâtă din ceruri. Iar eu, în vremea aceasta, zâmbeam arâde. râde, văzând cât de lesne iaste, ai trage na măgeală, apoi slăvit ampre Domnul a toate făcătoriul, care s-a îndurat a lăsa pe cea mai umilă făptură din toate, a fi unealta într-o fericire a vieții domnii tale. Vai, în ce chip fericit grăbitul s-a totu, că nu-i zor nevoie ai cășuna soarelui adevărată vătămare. Zău, nu uita aceasta, sufletul meu, nu uita. Fă numai puțină peznă, numai un strop de beznă Apoi ia sama și oprește-te. figa va de ajuns. Vor lua de veste cu toții că am scornit și neadevărul. Din neștiință de așa vor crede. Dar când se va lăsa umbra din tâi, îi vei vedea cum de spaimă își vor pierde mințile. Te vor slobozi și te vor așeza la mare cinste. Tot el a izbând acum. Dar ia aminte tu, ce ești scump și aproape de sufletul meu, cu lacrimi fierbinți a nu uita rugăciunea de a nu vă tăma binecuvântatul soare. Pe dragul meu, ce cu neclintit prieteșu, legat pe vece sunt. Am îngăimat câteva cuvinte, din adâncul durerii și nefericirii mele, doar ca să-i spun că voi cruța soarele. Auzindu-le, flăcăul mă răsplăti cu o privire recunoscătoare, atât de profundă și de iubitoare, încât nu m-a răbdat inima să-i spun că prostia lui binevoitoare m-a distrus, trimițându-mă la moarte. În timp ce soldații mă ajutau să străbat curtea, îmi o tăcere atât de adâncă încât, dacă aș fi fost legat la ochi, aș fi crezit că mă aflu într-o pustietate și nu înconjurat de un zid alcătuit din 4.000 de oameni. În toată mulțimea aceea nu se zărea nicio mișcare. Toți erau țepe ca niște statui de piatră și la fel de paliți, iar pe fiecare chip se așternuse teama. Încremenirea aceasta de plină domnii necurmată, în timp ce eram înlănțuit la stâlp, și butucii și lemnele se îndrămădeau cu mare grijă și cam apăsător în jurul gleznelor mele, încercuindu-mi apoi treptat genunchii, coapsele și tot trupul. Urmă o pauză, o liniște și mai adâncă, dacă era cu putință, apoi un om îngenunche la picioarele mele cu o torță aprinsă în mână. Spectatorii își întinsese răgăturile înainte, privind cu încordare și săltându-se de la locurile lor, fără să-și dea seama călugărul își ridică mâinile deasupra capului meu, înălță ochii către cerul albastru și început să murmure ceva pe latinește. În această atitudine, el tondăni mai departe câteva clipe, apoi se opri. Am așteptat puțin și am cătat la el. Stătea tot acolo, cam pietrit. Dintr-o singură pornire, mulțimea se ridica încetişor, ațintindu-și ochii pe cer. Le-am urmat privirile. Tocmai la țanc începea eclipsa mea. Fiața îmi clocotea iar prin fine. Eram ca un nou născut. Târa de întuneric se lățin încet pe discul soarelui, inima îmi bătea tot mai tare, iar adunarea și preotul priveau mai înainte, neclintiți. Știam că privirile lor se vor întoarce apoi spre mine. Când se întâmplă și asta, eram pregătit. Luasem una din cele mai mărețe atitudini care mi-au reușit în viață. Săteam cu brațul întins arătând spre soare. Era un efect sublim, Vede-i pur și simplu cum treceau fiorii prin mulțime ca niște valuri. Două strigăte izbucniri aproape acoperindu-se unul pe altul. Dați-i foc! Stați! Opriți! Unul îl scoase pe Merlin, celălalt pe rege. Merlin porni de la locul său ca să îmi dea foc chiar cu mâna lui, îmi închipui. Am zis, stai pe loc. Dacă se mișcă cineva, fie chiar regele fără îngăduința mea, îl voi zdrobi cu trăsnetul, îl voi arde cu fulgerele. Mulțimea se așeză supusă la locuri, după cum așteptam. Merlin șovăie o clipă, două, și în acest scurt răgaz stătui ca pe ace. Apoi se așeză și el, iar eu răsuflai ușurat, știind că acum sunt stăpân pe situație. După aceea, regele spuse. Pogoară-ți mila asupra noastră, viteze, cavaler! și nu-ți mai încerca nesăbuit puterile, ca nu cumva piezanie fără îndreptare să urmeze. Lua am de veste că puterile tale nu vor fi de pline până mâine, dar... Măria ta socotește că vestea a fost o scornitură? Într-adevăr, scornitura a fost, căci pururi puterile mi-au fost neștirbite, precum îmi sunt și acum. Cuvintele mele avură un răsunet uriaș. De peste tot se înălțară mâini rugătoare și regele se trezia saltat de o furtună de implorări ca să-mi răscumpere cu orice preț măridimia și să înlăture norocirea. Regele abia aștepta să îndeplinească dorința supușilor și zise Hotărăște cum ți-e vrerea, prea cinstite, cavaler. Cerem și jumătate din regat, dar izgonește pacostea aceasta și cruță soarele. Norocul îmi în față, L-aș fi apucat cu amândouă mâinile într-o clipă, dar oprește dacă poți o eclipsă. Nici vorbă de așa ceva. De aceea am cerut vreme să chipsuiesc. Regele zise. Hai, câtă vreme mai ține? Câtă vreme, e prea bunule cavaler? îndură de noi, privește! Întunericul, întunericul se lățește clipă de clipă. Mă rog ție, câtă vreme ne mai ții așa? Nu mult. O jumătate de ceas, poate un ceas. Auzi mii de proteste înduioșătoare, dar nu puteam reduce termenul, fiindcă nu mi aminteam că durează o eclipsă totală de soare. În tot cazul, mă cam fâstăcisem și voiam să mai chipzuiesc. Era ceva ciudat cu eclipsa aceea și faptul mă neliniștea. Dacă nu era eclipsa care mă interesa pe mine? Cum puteam ști dacă mă aflam într-adevăr în veacul al șaselea sau, de nu cumva, totul era doar un vis? Doamne! Dacă m-aș putea încredința în caltea că-i vis, îmi din nou speranța. Dacă băiatul avea dreptate în privința datei și eram sigur pe 20, atunci nu puteam fi în secolul al șaselea. Cu nerăbdare îl trăsei de mânecă pe călugări și îl întrebai în ce zi al lunii suntem. Mai să fie. Mi-a spus că în 21. Când am auzit așa, m-au cuprins fiorii. L-am rugat să se gândească bine, doar că omul era sigur, știa bine că suntem în 21. Fa să zic că băiețandru ăla îngurgase iar lucrurile. Cap sec ce era! Ne aflam tocmai în ceasul precis al eclipsei. Controlasem aceasta cu ochii mei chiar când începuse la cadranul solar în preajbă. Așadar era adevărat. Mă aflam fără îndoială la curtea regelui Arthur și acum trebuia să ies la liman cum se putea mai bine. Dezna creștea mereu și oamenii erau tot mai dezăndăjduiți. Atunci am zis. Am chipzuit, măria ta. Drept învățătură de minte, voi lăsa cabestan să se întindă și noaptea să se aștearnă asupra lunii. Dar, atârnă de măria ta, dacă voi șterge soarele cu totul de pe cer, sau îl voi face la loc, așa cum a fost. Iată ce condiții pun. Vei rămâne rege peste toate stăpânirile tale și vei primi toată slava și cinstirea ce ți se cuvine. Dar, mă vei numi sfetnicul și mâna ta dreaptă pe veci și îmi vei da, pentru serviciile mele, 1% din veniturile suplimentare pe care voi reuși să le aduc statului. Dacă noi putea trăi din asta, fii sigur că nu o să întind mâna nimănui. Îți convine? Răsune de aplauze, iar peste ele se înălță glasul regelui. deslegați și slobot să fie și închinați-vă lui, voi! Oameni de sus sau de jos, avuți au nevoiași că mâna dreapta a domniei mele dumnealui iaste. Hrăzite-ți sunt puterea și dreptul de poruncă. Vei sta pe cea mai înaltă treaptă tronului, dar amu izgonește pe loc această noapte înfiorătoare și adune iarăși lumina și dulceața lumii acesteia pentru ca toată suflarea să te blagoslovească. Iar eu zisei, dacă un om de rând este dat de rușine în văzul rumii, asta nu-i nicio pagubă. Dar mare rușine este chiar pentru suveran când noul său ministru continuă să stea despuiat în fața supușilor. Scutește măsire de rușine asta. Pot cere să mi se dea hainele înapoi? Pe acelea nu se cuvin cinului domnii tale, exclamă regele. Aduceți alte veșminte, înveșmântați-l ca pe un principe o rodisem bine. Căutam să țin lucrurile în loc până ce eclipsa avea să fie totală, căci altfel regele iar m-ar fi rugat să alung imediat bezna, ceea ce vezi bine că nu puteam. Trimițând el după haine, am mai câștigat ceva timp, dar nu de ajuns, așa că a trebuit să caut un alt tip. Am declarat că mi-e teamă ca nu cumva regele să se răzgândească și să se tăiască oarecum de ceea ce făcuse în rătăcirea sa, de aceea voiam să mai las, să crească întunericuri iar dacă după ce se va fi scurs destul de vreme, regele totuși va păstra hotărârea, abia atunci voi alunga întunericul. Nici regele și nici ceilalți nu părea încântați de tocmeală, dar eu trebuia să o țin morțiș, așa. Negura și întunecimea creșteau tot mai mult în timp ce eu aveam de furcă cu hainele greoaie ale veacului al șaselea. Încet, încet se întunecă de nu-ți mai vedea nici degetele și mulțimea gemea și urla de spaimă, simțind cum recile și nefireștele adiere ale nopții treceau prin văzduh și văzând curând cum stelele răsăreau și sclipeau pe cer. Tare mă bucurai când eclipsa a ajunse totală, iar în schimb toți ceilalți erau zdrobiți de durere, ceea ce era foarte natural. Am zis, constat că regele prin tăcerea sa păzește în voiala dintre noi, Apoi îmi ridicai brațul, stăzui așa o clipă și rostii cu cea mai grozavă solemnitate. Făcătura să se desfacă, cele legate să se dezlege și să treacă fără a vătăma pe nimeni. Un răstimp nu se auzi nici măcar un foșnet în bezna aceea de plină, în tăcirea aia mormântală. Dar când peste câteva clipe se prefiră o dungă argintia soarelui, adunarea se dezlănțui într-un strigăt asurzitor, și se revărsă ca un potop asupra mea, copleșindu-mă cu binecuvântări și mulțumiri. Fără îndoială că și Clarence striga că te-l gura, pierdut în talazul acela. Capitolul 7 Turnul lui Merlin Ținând seama că acum eram al doilea personaj din regat, în ce privește puterea politică și autoritatea, se putea spune că, într-adevăr, ajunsesem la mare preț. Cășmintele mi se lucrau numai din mătăsuri, catifele și fireturi de aur și, prin urmare, erau foarte arătoase, însă tot atât de stânjenitoare. Îmi dădeam seama însă că în curând obișnuința avea să mă împace și cu hainele acestea. Mi se dăduseră cele mai alese încăperi din castel, după cele regale. Perdelele de mătase străluceau cu culorile lor bogate, dar în schimb niciun covor pe partea seara de piatră, ci numai rogojini și încă rogojini desperecheate, de nu aveai nici măcar două de același soi. Cât despre celelalte comodități, la drept vorbind, ele nu existau deloc. Vorbesc de micile comodități, că cele alcătuiesc adevărata mângâierea vieții. Jilțurile cele moarte este stejoare împodobite cu sculpturi primitive treacă, meargă, dar în afară de ele nu găsei nimic ca lumea. Nu exista săpun, nici chibrituri, nici oglindă, cu excepția uneia de metal în care te zgâriai ca într-o găleată cu apă și nici măcar o cromolitografie. Mă obișnuisem an de zile cu asemenea poze și abia atunci mi-am dat seama că, fără să bănuiesc, în adâncul ființei mele, se născuse o pasiune pentru artă de care acum sufletul meu nu se mai putea lipsi. Când mă uitam la pereții aceia măreți și trufași, dar de o goliciune inumană, o cuprindea turul de casă, îmi aminteam că la noi acasă, la East Harford, oricât de modestă ți era locuința, nu puteai intra în vreo odaie fără să nu dai de vreo poză trimisă cadou de societățile de asigurare sau măcar de o poză în trei culori, Dumnezeu binecuvânteze căminul nostru, atârnată deasupra ușii. Ba, în odaia de musafir aveam cinci tabloașe. Pe când aici, chiar în odaia mea de primire extra lux, nu era nimic care să aducă a pictură, afară de un fel de plapumă țesută sau împletită, pa și cârpită în câteva locuri și care nu avea nicio culoare sau formă mai acătării. Cât despre proporții, nici chiar Rafael în persoană n-ar fi putut să le trâmpească mai formidabil. După toată practica ai făcut în acele coșmaruri denumite faimoasele cartoane de la Hampton Court. Rafael fusese o comoară. Aveam și noi acasă câteva cromolitografii. Într-una, pescuitul cel minunat Rafael însuși făcuse o minune, punând trei oameni într-o luntre, care n-ar fi ținut nici măcar un câine într însa, fără să se răstoarne. Totdeauna am avut o mare admirație pentru arta lui Rafael, studiind-o și găsind-o atât de spontană și mai presus de orice convenție. În tot castelul nu se găsea nici măcar un clopoțel sau vreun tub acustic. Aveam însă o droaie de servitori, iar cei care erau de jurnă iau în anticameră și când aveam nevoie de vreunul, trebuia să ies să-l strig. Nu existau nici gaz, nici lumânări. Un taler de bronz pe jumătate plin de untură topită în casă și cu o feștilă ce plutea pâlpâind în mijlocul ei, producea ceea ce era luat drept lumină. O grămadă de obiecte de acest soi pe pereți și modificau întunericul, adică tocmai bine îl nuanțau ca să-l facă și mai sinistru. Dacă ieșeai noaptea afară, slujitorii trebuiau să te conducă cu torțele. Nu existau cărți, penițe, hârtie sau cerneală și nici pomeneală de sticlă, în deschizăturile care ei își închipuiau că sunt ferestre. Sticla pare lucru neînsemnat, dar când îți lipsește, abia atunci vezi ce lucru mare este. Dar poate mai rău decât toate era că nu se găsea deloc zahăr, nici cafea, ceai sau totun. Mi-am dat seama că eram în situația lui Robinson Crusoe, aruncat pe o insulă nelocuită, neavând altă tovorășie decât aceea unor animale, mai mult sau mai puțin domesticite, și că, dacă voiam să-mi duc viața mai ușor, trebuia să procedez ca și Robinson Crusoe, anume să inventez, să meșteresc, să creez, să reorganizez lucrurile, să-mi pun la treabă creierul și mâna și să lucrez fără răgaz. Situația asta se potrivea de minune cu firea mea. Un lucru însă mă cam încurca la început. Interesul nemaipomenit pe care mi-l arătat lumea tot poporul părea dornic să mă privească. Curând se află că eclipsa de soare băgase o spaimă de moarte în toată lumea engleză și că, tot timpul cât ținuse, întreaga țară, de la un capăt la altul, ajunsese să înghețe de spaimă până în măduva oaselor, iar bisericile, schiturile și mănăstirile pusese rănăpădite de sărmane ființe care se rugau și plângeau, socotind că venise ziua de-apoi. După aceea mersese vestea că cel care pusese la calea această întâmplare înfricoșătoare, era un străin, un iscusit vrăjitor de la curtea regelui Arthur, care ar fi putut stinge soarele dintr-o suflare, exact ca pe o lumânare, și chiar că fusese cât pe ce să o facă, adică dacă nu i s-ar fi dobândit la timp iertarea. Și numai așa a dezlegat el vrăjile, chiar acum era recunoscut și cinstit drept omul care, prin puterea lui neajutorată de nimeni, scăpase pământul și popoarele de prăpăd. Dacă vă gândiți că toată lumea credea basmul ăsta, nu numai că îl credea, dar în caltea nici nu îi se nezărea să-l pună vreo clipă la îndoială. Veți înțelege ușor de ce nu se mai găsea în toată Britania un singur om care să nu facă 80 de kilometri pe jos doar ca să mă fată. Desigur, eram în centrul tuturor conversațiilor și toate celelalte subiecte căzuse răbaltă. Până și regele deveni brusc o persoană a cărei faimă și importanță treceau pe planul al doilea. În decurs de 24 de ore începură să sosească delegații peste delegații și două săptămâni în șir au tot curs într-una. Orășelul era înțesat de lume ca și tot ținutul din prejur. Trebuia să ies de nu știu câte ori pe zi să mă arăt mulțimilor acelea stăpânite de respect și teamă. Începuse să mă cam împovăreze această pierdere de timp și osteneală, dar firește că și avea și partea ei bună, căci îmi plăcea să fiu ridicat în slăvi și să mă văd țin atâtor laude. Fratele Merlin se înverzise de atâta invidie și ciudă, ceea ce era o mare mulțumire pentru mine. Dar mai era un lucru căruia nu-i dăduse mâncă de rost. Nimeni nu-mi ceruse niciun autograf. L-am întrebat pe Clarence, dar habar n-avea. M-am căznit să i explic despre ce era vorba. Abia atunci mi-a spus că în toată țara nu se pricepeau să scrie și să citească decât câteva duzini de preoți. Închipuiți-vă în ce țară picasem. Curând, un alt fapt început să mă neliniștească. Mulțimile acelea începeau să se agite, cerându-mi o altă minune. Era o dorință lesne de înțeles. Fiecare ar fi fost bucuros să se poată întoarce la căminul său îndepărtat, lăudându-se că a văzut pe omul care e în stare să dea porunci soarelui. Asta l-ar fi înălțat în ochii vecinilor, stârnindu-le invidia, dar dacă fericitul acela ar fi putut spune că m-a văzut cu ochii lui înfăptuind o minune, ei atunci oamenii ar fi venit de departe ca să-l vadă pe el, ar fi venit pentru dânsul. Presiunea opinii publice devenise destul de puternică. Știam că urma să se producă o eclipsă de lună. Ba, știam chiar la ce oră și ce dată, dar era prea îndepărtată. Doi ani. Aș fi dat mult ca să capăt un permis de a o grăbi, folosindu un în clipa aceea când se cerea grozav de mult pe piață. Era mare păcat să o vezi osind așa, târâși, grăbiși, la o dată când nu mai putea folosi nimeni. Dacă ar fi fost programată măcar peste o lună, aș fi putut să o vând pe loc. Dar așa cum stăteau lucrurile, nu dibuiam nicio cale de a o folosi și de aceea mă lăsai pe cubaș. Clarence se află apoi că bătrânul Merlin se învârtea pe furiș printre oamenii aceia actiați după minuni și răspândea zvonul că sunt un șarlatan care nu fac pe placul lumii, fiindcă nu sunt în stare de o nouă minune. Mi-am dat seama că trebuie să acționez. Am pus la cale numai decât un plan. Datorită autorității mele în stat, l-am aruncat pe Merlin la închisoare, chiar în celul în care stătusem eu. Apoi am dat sfoară în țară, prin crainici și trâmbițași, că voi fi ocupat cu treburile cărmuirii timp de două săptămâni, dar că după aceea voi folosi scurtul răgați ce voi avea, sfârmând turnul de piatra lui Merlin cu focuri chemate din cer. Până atunci, oricine își va pleca urechea la defăimările scornite împotriva mea să ia seama. Mai mult încă, voi înfăptui deocamdată numai această minune și nimic altceva. Dacă spusele mele nu sunt mulțumitoare și va cârti cineva, îi voi preface pe cârtitorii în cai și îi voi pune la ham. Așa am dobândit liniștea necesară. L-am făcut pe Clarence confidentul meu, într-o oarecare măsură, și ne-am apucat să lucrăm în taină. I-am spus că e vorba de un soi de minune care cere nițică pregătire și că îi se va trage moarte fulgerătoare dacă va sufla vreun cuvânt despre pregătirile pe care le făceam. Asta i-a pus la cât la gură. Am fabricat pe ascuns câteva kilograme de pulbere de caritate întâi și mi-am supravegheat armurierii până am întocmit un paratrăsnet și câteva fire străvechiul turn de piatră era foarte masiv și destul de zărăpânat, fiindcă era de pe vremea romanilor și avea vreo 400 de ani. Da, și încă era atrăgător în felul lui primitiv, înveșmântat în iederă, din creștet până în temelii, ca într-o cămașă din solz de sale. Străjuia pe unălțime stingheră și de la castelul îl vedeai bine, cam la o jumătate de milă de Lucrând noaptea, am depozitat pulberea în turn, scoțând câteva pietre și îngropând-o chiar în zidurile care la bază aveau o grosime de 5 metri. Am pus câte 9 kg odată, într-o duzină de locuri. Cu o încărcătură ca asta am fi putut arunca în aer și turnul Londrei. Când sosi cea de-a 13-a noapte, am instalat și paratrăsnetul nostru, i-am înfipt capătul într-una din dozele de pulbere și de acolo am tras fire la celelalte încărcături. Din ziua proclamației mele, toată lumea ocolise locul acela. Totuși, în dimineața zilei a 14-a, am socotit cu cale să avertizez oamenii prin crainici ca să se țină la distanță, adică la vreo 400 de metri. Apoi am adăugat că, înainte de a-mi făptui minunea, voi da o scurtă în științare, fie fluturând steaguri pe turnurile castelului în timpul zilei, fie așezând torțe în același loc în timpul nopții. În ultima vreme fuseseră destule furtuni și nu prea mă temeam de un eșec. Nu păsa dacă va fi o întârziere de o zi sau două la nevoie, căci aș fi explicat că mă mai rețin treburile cărmuirii și lumea n-ar fi avut încotro și ar fi așteptat. Bineînțeles, am avut parte de o zi cu soare scânteietor, aproape prima zi fără nouri după trei săptămâni. Așa se întâmplă întotdeauna. Am stat de unul singur până din vremea. Din când în când apărea Clarence, spunându-mi că nerădarea publicului crește mereu dintr-o clipă în alta și tot ținutul se umpluse cu valuri de oameni cât zărei cu ochii de pe zidurile cetății. În cele din urmă s-a stârnit vântul și s-a înălțat un nor, chiar la locul potrivit și tocmai la căderea nopții. Un timp am pândit cum nourul acela îndepărtat se lățește și se întunecă, apoi am socotit că e momentul să-mi fac apariția. Am poruncit să se aprindă torțele și în Berlin să fie eliberat și trimis la mine. Peste un sfert de ceas, am urcat pe parapet și acolo l-am găsit pe rege împreună cu toată curtea, privind pe întuneric spre turnul lui Merlin. Bezna se și lăsase destul de deasă, așa că nu se putea vedea departe. Mulțimea aceea și vechile turnulețe, parte cufundate în umbra adâncă, parte lucind în licărul marilor torțe de deasupra capetelor noastre, alcătuiau un tablou impresionant. Berlin se înfățișa înaintea mea tare posomorât. I-am spus. Ai vrut să mă de viu când nu-ți făcusem niciun rău, iar acum, în urmă, ai încercat să împătezi reputația profesională. De aceea, voi chema focul din cer și îți voi preface turnul în praf și pulvere. Este însă cinstit să-ți mai las o șansă, dacă socotești că ești în stare să înspulberi spulberi vrăjile și poți îndepărta focul, îți dau voie să faci ce poftești. E turnul tău acum. Sunt în stare, placistii de cavaler, și voi face. Ță-n ai dumneata grijă. Trase un cerc imaginar pe pietrele acoperișului și arse acolo o mână de prafuri, din care se înălța un uraș de fum aromat. La văzul căruia lumea se dădu un dărăt, începând să se închine și să se simtă cam prost. Apoi începu să mormăie și să facă pase prin aer cu mâinile. Se aprinse dreptat până ce ajunse într-un fel de transă și începu a-și învârti brațele ca aripile unei mori de vânt. Între timp, furtuna a ajunse aproape în dreptul nostru. Pale de vânt aplecau flăcările torțelor și făceau să pâlpâie iar umbre. Primele picături grele de ploaie începură să cadă. Lumea era cufundată într-un întuneric asmoala. Fulgerul început să clipească la răstimpuri fără îndoială că paratrăsnetul meu se încărca acum singur. De fapt, explozia trebuia să se producă dintr-o clipă în alta. Așa că i-am spus lui Merlin. Ai avut timp berechet. Ți-am făcut toate înlesnirile și nu m-am amestecat. E limpede că vraja n nu are putere. Este pe -a drept și se cuvine acum să încep eu. Mi-am rotit de trei ori brațul în aer și apoi am auzit un bubuit înfiorător. Turnul cel vechi a sărit în bucăți până la cer, în timp ce o uriașă fântână țâșnitoare de foc vulcanic prefăcea noaptea în zi și înfățișa ochilor o mare nesfârșită de ființe omenești închircite la pământ și cuprinse de o spaimă fără margini. Bineînțeles, a plouat cu mortar și zidărie tot restul săptămânii. Cel puțin așa a ieșit zvonul, dar probabil că adevărul era ceva mai modest. A fost o minune eficace. Numeroasa populație flotantă care mă se topi. În dimineața următoare se puteau zări, prin uroaie, urme de pași ale câtorva mii de persoane ce se depărtaseră de castel. Probabil că dacă aș mai fi anunțat altă minune, n-aș fi putut strânge public nici cu arcanul. Acțiunile lui Merlin se prăbușiră. Regele voia să-i taie leafa. Voia chiar să-l dea afară, dar am pus vorbă bună pentru el. Am spus că va fi de folos ca să aranjeze vremea și să se ocupe de alte treburi mărunte, pe același fel și că eu am să-l mai ajut ori de câte ori biata lui magie de salon îl va lăsa de căruță. Din turnul său nu mai rămăsese nici piatră peste piatră, dar am pus guvernul să-i reclădească și l-am sfătuit pe Merlin să-l închirieze, numai că babalâcul era prea înfumurat ca să mă asculte. Cât despre recunoștință, nici măcar mersi nu mi-a zis. Era cam un pietri la inimă, dar oricum ai întoarce-o, nu te vei poți aștepta de la un om să fie mieros când l-ai ruinat în asemenea hal. Dacă vă este pe plac conținutul acestei pagini, mă puteți încuraja cu un like dacă vă place sau un comentariu despre ce v-ar mai plăcea să regăsiți pe acest canal. Puteți apăsa butonul roșu de abonare sau clopoțelul pentru a primi o notificare când apare un video nou. De asemenea, puteți căuta acum cărțile sau eseurile preferate prin lecturi online podcast pe iTunes, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, oriunde preferați și oricând preferați. Prin calitatea de membru al canalului Lecturi Online, puteți beneficia de lecturi integrale ale cărților, precum și de audiția în premieră a lecturilor. Eu sunt Alina, gazda dumneavoastră și vă mulțumesc că ați ascultat acest podcast. Până data viitoare, vă invit să răsfăim împreună prin cărțile pe care le-am lăsat în urmă. Pe curând!